Dan Voiculescu zguduie sistemul, anunț pucerie pentru Traian Băsescu. Vorbete despre antaje la adresa unor anumii oficiali. Dan Voiculescu îi răspunde lui Traian Băsescu, după ce fostul președinte al României a acuzat că, de fapt, în spatele sistemului Ticlu-IT nu ar sta el, acum a fost acuzat, ci chiar cei de la PSD, fotii politicieni care au susținut această formațiune, printre care i fondatorul trustului Intact. Au fost alții care au spus să mă încercuiesc pentru ca să nu mai pot vorbi. A fost o cooperare între Voiculescu, sublinierei Covesi. Alte lichele de la Antena 3, oameni de ultim spectrimit au camere de filmat 3 luni la notariat la fiica mea. Spuneau seara ce uite-i pe Băsi, subliniere ti, a dezvăluit Traian Băsescu, la România TV. Voiculescu reacționează în termeni foarte duri, îi anunce Băsescu antașează anumii oficiali ai statului român, și din aceste motive este nepedepsit pentru faptele sale. Însă, fostul senator de PRRC Băsescu va ajunge în pucerie. Băsescu are tupeul să apară în spaiul public și să se prezinte ce o victimă a sistemului pe care, de fapt, chiar el l-a creat. Prin antaj mai controlează-n canumii oficialii ai statului român, motiv pentru care este încă nepedepsit pentru faptele sale. Eu cred că Băsescu va face mulți ani de pucerie atunci când justiția independentă îi va face datoria. E mesajul lui Dan Voiculescu de pe blogul său.